Dinu Maxer a înlocuit-o pe dea. Cine îi va ține locul fostei sale soții pe scenă, sunt foarte încântat. Artistul promite show-uri de zile mari alături de trupa Axxa. Surpriza este legată de persoana care îi va ține locul de ei pe scenă. Dinu a declarat că fiul lui, Andreas, va face show și va oferi un program tuturor copiilor prezenți pe litoral. Iubesc verile la mare. Nu degeaba e anotimpul meu preferat. E momentul în care mă simt artist 100%, deoarece iubesc verile la mare. O spun și cu trupa mea Axsa, cu mult succes și pe muzică. Voi încerca să intru și anul acesta, să intru cu zâmbetul pe buze în acest sezon și să-mi păstrez această stare de bine cât mai mult timp. Voi face spectacole împreună cu Andreas, adică o să facem jumătate de oră pentru copii, iar după aceea le voi cânta eu turiștilor care sunt cazați în hoteluri cu al inclusive. Apoi voi prezenta pentru a 15-a oară consecutiv Miss Plaja, concursul de frumusețe atât de cunoscut în sezonul estival și care e produs de prietenul meu, Emanuel Chermani. Și, nu în ultimul rând, împreună cu trupa AXXA, voi lansa noi melodii. Tocmai am lansat un nou videoclip la mare, într-o locație de vis nou deschisă și sunt foarte încântat de noul proiect care sper să ne aducă multe spectacole pe litoral, a declarat Dinu Maxer.